Reprezentanții patinoarului Olimpia sunt gata pentru deschiderea unui nou sezon. De câteva zile, angajații pregătesc gheața pe care vor patina toată iarna iubitorii acestui sport. Patinoarul Olimpia se va deschide vineri 27 noiembrie de la ora 18. Programul de intrare pe gheață începe zilnic de la ora 10, iar seriile se schimbă din două în două ore la orele pare, ultima rotație fiind de la ora 22. Seriile sunt de câte 75 de minute, iar între ele sunt 45 de minute de pauză, timp în care se reface gheața. Așadar, ploieșteni, este cazul să vă căutați patinele și să vă pregătiți pentru un nou sezon de relaxare și senzații tari pe gheață. Iar dacă nu aveți patine, nu vă îngrijorați, pentru că le puteți închiria pentru suma de 10 lei. La suma aceasta se adaugă și tariful pentru accesul pe gheață, care este de 10 lei de luni până vineri și 13 lei în weekend.